ceea ce privește administratul banilor, probabil că cel căruia trebuie să-i mulțumesc cel mai mult este tatăl meu, care încă de când eram elev mi-a stabilit o alocație lunară pe care trebuia să mi-o chivernisesc cu mare grijă, pentru că în afară de, să zicem, recunoașterea anumitor cheltuieli de altă natură, nu discut aici îmbrăcăminte sau alte lucruri mai importante, dar pentru cheltuielile mărunte pe care le decideam eu în calitate de copil de 10 ani, nu primeam alte sume de bani decât ceea ce era alocat. Și chiar la 10 ani. Da, nu mai țin minte acum exact dacă erau 9, 10, dar în orice caz la o vârstă destul de timpurie, și era o sumă, nu era foarte mare, dar în orice caz aia știam că aia îi primesc în fiecare lună, pot să-i acumulez, pot să-i cheltuiesc pe toți, e răspunderea mea. Și în același timp anumite tipuri de cheltuieli nu primeau altă susținere. Deci trebuia să știu clar să-mi fac eu lucrurile. După și aia, nu v-au speriat banii? Nu. Dimpotrivă, am fost foarte mândru și fericit că am această putere decizională care era în anumite privințe mai mare decât a colegilor mei de clasă. Adică, sau mai timpurie la acel moment decât a colegilor mei de clasă. Era și legat de faptul că mergeam drumul până la școală, la un moment dat am început să-l merg de unul singur și școala nu era aproape, eu am făcut școala germană, care la început locuiam în Griviței și era la început în Nuferilor, actualul Bertlo, lângă clădirea radio, și după aceea s-a mutat în Dorobanți, unde este și acum liceul Goethe. Și implicit aveam de gestionat și biletele de autobuz, tramvai și alte lucruri. Ce l-atrăgea pe puștul de 10 ani, 11 ani să-și cumpere? Și cum vă retezați tentațiile de toate felurile? Deci, în afară de, să zicem, cheltuielile care erau curente, abonamentul, biletele, după caz, dulciuri, depinde, ciocolăți, sigur, înghețată. Exact, diversele lucruri, mai mult înghețată, sigur, pe perioada verică, iarna nu era chiar așa sau câte ceva, dar și acolo cu măsură, pentru că suma nu era atât de mare încât să asigure un consum. Și tocmai asta și făcut m-a obligat să fiu prudent, chivernisit.